Dar a avut beef cu Cabral. Cu Cabral? Păi nu vezi cum face, mă, că mai are spasme de la bătaie. Se la bătaie rău sau se la bătaie așa? Destul de bine. Nu mi-ai zis la mulți ani și a fost recent. Nu. Păi și tu ești unchiul lui Costi? Lui Costi Max. Bine v-am găsit la testul prietenii, sunt alături de Drăcea, Costi Max, Mițu, Iulică, Paul și David Wiz, fraților, aplauze de toată lumea. Wow, ce ne distrăm aici, n-aveți idee. Primii oameni de pe scaun sunt Costi și Drăcea. Spuneți-ne așa două cuvinte despre prietenia voastră, de cât timp vă știți, cât de bine sunteți prieteni. Că... Fix două cuvinte sunt. Zi-mă, Costi, de când ne știm? Bă... Să fie un an? Să tot fie, cred că un an. Un an, doi? Mamă, da, 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 anul ăsta a fost intens. Sau ba nu, de bă, la un an sau de un an? De, cred că s-ar putea să fie spre doi, mă. Să bată spre doi, dar intens. Ba nu, mă, nu, un an și ceva. Nici nu mai știu, care a fost prima noastră interacțiune, mai știi? Aia, mă, de m-ai întrebat tu interior, exterior, șefule. Bă, o să vezi că e o prietenie solidă, o să vezi. Da, de-abia pornește, suntem la început. E diesel, pleacă mai greu, dar și când pleacă. Prima întrebare de la Drăcea pentru Costi. Din ce oraș sunt? A, simplu, mă. Din, simplu, mă. Stai, mă, că știu că n-au trolebuze, mă. Nu că așa aveau la Megidia, dar Turnul Severin. Din Drobeta Turnul Severin, același oraș ca Zbâr. Da, din Turnul Severin, da, Drobeta Turnul Severin. A doua întrebare. Da. Cu ce vedetă am avut beef puternic la Window Shopping? Cu... Bă, fraierul știe că eu sunt fan, frate, m-am uitat la toate episoadele, nu pentru el, pentru invitat. Dar a avut beef cu Cabral. Cu Cabral? Da. De ce? Bă, era Cabral așa puțin luat peste picior, bine, nu știu, adică de ce să nu-l iei, știi? Dar, na, cu Cabral a avut, da. Wow, nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Nu pare genul de om care să aibă bif. Știu, dar acolo nu știu, avea ceva cu el, cine știe ce-l fi deranjat ăsta. Din toate joburile mele, care e preferatul? Păi, ce-a lucrat, mă, ăsta? Păi, la șaormerie, la da. Colț, la spălătorie. A lucrat la, știu, la call center, parc, la Orange a lucrat. Nu cred. Ba da, și-a dat demisia, dar zice că stand-up-ul, mă gândesc. Dacă nu înseamnă că minte. Deci, da, răspuns final, da, stand-up. Stand-up, da, eu cred că e stand-up-er, vrea să fie job-ul lui principal. Adică să nu aibă nevoie să mai lucreze part-time, să împartă pliante și ce mai face el. Și muritor de foame. Cred că stand-up-er vrea să fie. Hai să faceți schimb acum de locuri. Domnul Drăcea, s-a terminat. Prima întrebare de la Costi. Cum se numește primul film în care am jucat? Deci a jucat, sigur a jucat în ceva de la Shelly. Ceva Five Gang? Ăla cu Five Gang primul, cu nu? Cu Crăciunul. Cu Crăciunul, Five Gang de Crăciun sau cum era? Nu știu, nu mă întreba pe mine că eu nu știu. Deci că... în primul film Five Gang. Deci primul nu știu film Five Gang. Ăla de deci Trăgea Five Gang, un alt fel de Crăciun. Cred că ăla, eu zic, ăla a fost primul film al lui Shelly. Da. În ăla a jucat 100%. Și ăla crezi că e primul film în care a jucat Costi vreodată? Bună întrebare. Deci, bă, știindu-l... Five Gang, un alt fel de Crăciun. Te-ai pus, mă, că știe. Deci știindu-l pe el de la Megidia, de unde e de acolo, cine dracu să-l fi luat în filme? Că dacă nu l-a, nu l-a nimeni. Deci eu merg pe ăsta pe Five Gang. Când e ziua mea? În paranteză. Bă, deci ce ușor am dat eu, mă. În paranteză, indiciu. Nu mi-ai zis la mulți ani și a fost recent. Bă, eu mi-amintesc că i-am zis așa, că sigur nu m-a făcut pe mine. Eu adică e ok. E vina lui că n-a pus pe story că e ziua lui. Da, adevărat. O fi pus, dar nu. O să zic... nu că nu-l urmăresc. O să zic 21 august. La vrăjeală. Cum ar fi acum? Da, mă, da, fix 21. Dar și dacă o nimerez, m-a dus să bă la loto aici, nebun, dacă a nimerit-o pe asta. 21 august. Undeva între 15 iunie și 28 august. Trebuie să-i păzi eu de acolo. Dacă a fost regim pe acolo, undeva trebuie să... Cu o marjă de 2 luni. Anul ăsta a fost, sigur. Anul ăsta a fost, nu mai e. Cum am câștigat primii bani? Bă, în paranteză, ce întrebări sunt astea, mă? În paranteză, am zis la minte, mă. Da, tot nu știu. Nu era atent. Bă, dar eu i-am dat prea ușor. Pot să retrag, să-i dau și ceva. Deci cum a câștigat primii bani azi la minte, mă. Tot la Shelly, fai. Sau s-a devenit Shelly. Parcă mi-amintesc ceva, a povestit că a făcut ceva când era mic cu niște ceaiuri, cred că. Ceaiuri? A, sau nu, cu fier. A, fii atent că știu, cu... a vândut fier vechi. Nu cred. Ba da, a luat așa, dacă așa mi-amintesc eu bine. Ori era el, ori, nu știu, presul. Nu mai țin minte de unul din ei a zis. Lua fier din curte cu un tovarăș și se duceau și îl dădeau la fier. Dar de unde ta fier în curte? Păi asta râdeam și noi, că cică făcea rost de undeva, mai furau de pe acolo și că îl și umpleau cu nisip nenorociții ca să dea mai greu la fier acolo și prosteau și pe aia. Deci merg pe asta. Ce? Varianta ce? Fier vechi. Frate, eu ți-am dat ușor, tu ești cu... N-am știut, mă, de ușor ai dat. Din ce oraș sunt? Și am răspuns, Drobeta Turnul Severin. Bravo. Ce drept. Eee, are un punct. Aștept, are un punct, are un punct. Cu ce vedeta am avut beef puternic la Window Shopping?
Cabral? Ie, bă! Dintre toate joburile mele, care e preferatul? Stand-up. Du-te-n p***a mea. Bă, nu pot să dar cred. Dar de unde știu? Nu pot să cred. Mamă, nu le mai citi, că mi-e rușine de el. Cum se numește primul film în care am jucat? Five Gang de Crăciun. Da, merge. Păi nu-i ăla? Păi ăla da. Dar tu nu știi? Erai și ba tu? Da, dar nu știu care dacă ăla e primul tău film. De unde da, frate, s-a întâmplat acum 40 de ani. A, mă, ce dracu. Era la mașină. Tu erai ăla de trăgea cu glonțele alea. Eu am crezut sincer că e întrebarea de asta capcană și de fapt e un film, dar l-am făcut la facultate. A încercat să mă învelice. Era în clasa 12. Când e ziua mea, nu mi-ai zis la mulți ani și a fost rece. Da ce, că nici tu nu știi când e ziua mea. Cum? Ia zi. Da, dar mi-a fost recent. Ia zi, că am încercat, cât ai zis? 21 august. 21 august a zis. Ah, 27 august. Pa, aproape. Bă, a zis 20. El a zis, nu știu cât, o 28. N-am zis nimic, merge, lasă, mergi și pe burtă. Merge, îi dau. 21 august. Jumătate de punct, să zicem că a zis 20 și august. Bine, a zis recent, deci era ușor. Bă, omul a zis-o gen, la mea, 21 august. Merge, gen. Da, nu-i mai dat nici adână. Ok. Cum am câștigat primii bani? Cu fierul ăla vechi vândut. Da, vezi că știu. Mamă, deci aveți 5 bă, deci noi suntem chiar prieteni. Da, bă, dar chiar sunteți prieteni pe bune, gen, nu e fake. Bă, da. Dar nu ne sunăm, n-avem de astea. Da, nu. Are da, să-mi dea și bani. Stai, mă, că ți-ai zis că ți-i dau, ce n-ai. Următorii, fraților, sunt Mițu și Iulică. Bă, da, voi sunteți rude sau nu sunteți rude? Sunt rude, mă, e unchii meu el. Iulică e unchii tu? Da. Nu cred. Adevărat, mă, știe practic de la 0 ani. Nu cred. Eu știam eu ceva, dar n-aș fi zis, gen. Da, mă, da, e nu-i corect. Deci păi așa e, mă. Ce e așa? Păi e familie direct. Băi, dar nu-i corect. Păi nu, mă, că n-am stat așa, de când cu vlogurile am stat. Înainte... Păi și... Deci, da, mă, dar stau zilnic, mă. Deci știam, da. Păi și e fratele lui mama Mițanu? Da, e fratele lui mama Mițanu. Deci vă știți. Odată pantone vedem. Crăciun, Paște alea. Hai să vedem. Prima întrebare a lui Iulica. Care este hobby-ul meu preferat? E lejer, mă. Nu știi, tu nu știi, ha? Nu te uiți la mine la vloguri? Ia, te-am prins. Pescuitul, mă, pescuitul e. Pescuitul. Da, lui Iulica place să de la pește. Eu nu înțeleg asta, nu înțeleg. Mi se pare că pierzi vreme așa, te duci acolo. Da, mă, da, de la o vârstă. Toată ziua ștași? Da, mă, Iulica are 35 de ani. Stă și el pe spate la pește, frumos. Ce mergi pe la pește? Ce-a zis, ce-a zis? Te duc și el pe la pește cu Iulica. Mă duc și eu cu Iulica, de mare, îl întreb acum, după ce ești de ce. La ce baltă ai dat, bro? Știi că trece a zis din prima, nu? A răspuns înainte a lui. A zis la mișto la pește. Adevărat? Că îți dai seama. Păi ce hobby-ul să ai în ziua de asta? Deci tu ești unchiul lui Costin? Lui Costin, mă. Da, mă, deci pescuit, mă, la pește. Bun. Ce sport am făcut? Ce sport am făcut? Băi, de dragul mă, tine. Nu eu, Iulica. Ce sport am făcut? Fotbal. Cred că a făcut, mă, da, cred că fotbal, da, da. Dar noi de ce știm la el? La treia răspund. Nu mai răspundem așa repede. Fotbal, nu, fotbal, cred că a făcut așa un an, doi, la țăcăneală. Și ultima, așa? Bă, dacă ți-a pus întrebări ușoare, gen. Ce facultate am făcut? Ase. Deci, nu, nu l-a făcut, dar eram mic, mă, eu eram mic rău când a făcut el facultatea. Ce n-ai mic, are 35 de ani. 35 și eu am 21. Deci el, ți-ai seama, era micuț. Da, așa e. Dar a făcut ceva cu bănci. Facultatea de bani. De bănci. De bănci. Mergi pe ASEM-ul, frate. ASEM-ul? Aia e cu bănci. Da. E cu băncile? Cu de-astea? E facultatea economică. Aia. Noi plecăm cu Iulica de aici. Nu, 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 nu. Spiru Haret a făcut, mă. La bănci, la de-astea. Privată, știi, haubau. A, bani mulți. Da. Hai să vedem întrebările lui Mițu. Din ce an m-am apucat de YouTube serios? Serios, serios? E grea întrebarea, că gen... Mamă, ce grea. El a stabilit când mama s-a apucat serios. Eu cred că din 2019. 2019, 2018 sau 2019. Voi ce ziceți? Eu aș zice 2020, dar... Păi depinde, eu am încredere în voi. Depinde când ți-a pus iași, bă, eu fac serios de azi. S-a pus pe birou așa. Hai, că nu pot să răspund. 5 august 2019, că ai urat, gen. Deci nu pot să știu și ziua exact. Păi, deci 2019, 2019, da? La ce joc te băteam și te ofticai când era mai mici așa? Păi nu m-am bătut la niciun joc, eu l-am învățat la Counter-Strike, CS 1.6. Păi și deci la ce joc te băteam? Nu mă bătea, era slab, rău de tot, deci îl lăsam eu. N-am știut, făceam când eram mic, îl puneam la calculator și eu mă jucam, ai văzut că mor la CS 1.6? Apare ăla, merge singur, alt player, știi? Și îl lăsam cu player ăia să jucă el, el credea că îi împușcă pe ea. Și acum următoarea întrebare, când m-au apucat serios de CS 1.6? Am înțeles, deci la niciun joc. Acum nu știu, m-am jucat puțin Fortnite cu el, la ăla mă bate, că nu știu cu ce să mănânc. Păi ăla zice când era mai mici așa, deci... Nu, el zice la CS 1.6, dar n-are nicio șansă. Și de câte ori am lovit Docker-ul?
Pentru ăștia milionari, Docker e o mașină, gen. Stai cu minte, dar de ce te-ai uitat la noi? Nu știu, eu știu de o singură dată în Kaufland, că a luat stâlpul ăla cu spatele. Deci o singură dată. Ah, nu, mint, de două ori și o dată s-a mai lovit cu unul în comun. Deci întrebările lui Iulica pentru Mițu, care e hobby-ul meu preferat? Pescuitul? Da, ăsta l-ai ghicit. Da, tată! Ce sport am făcut? Fotbal. Da, și ăsta l-ai ghicit. E bine. Nu, noi ne-am răspuns. Și ce facultate am făcut? Da, de bănci, de ASEU. Nu ASEU, Spiru Haret. Nu, științe economice. Păi și nu e, mă, la ASEU. Stată ecologică, nu? Am fost la, m-am mutat. Întrebările lui Mițu, din ce anul am apucat de YouTube serios? Eu am zis 2019. 2017. Au. Păi da, mă, serios? Gata, păi ți-am scos. Da. Ok, deci n-ai știut-o. La ce joc te băteam și te ofticai când era mai mici așa? N-a avut nicio șansă la CS 1 și asta. Auzi, mă, nu, mă! Dar la care? La FIFA te spărgeam. Da, unde am jucat, mă, noi FIFA așa mult? Cum, mă, noi jucat FIFA? Da, am jucat puțin, mă. Și 1-6, da. La 1-6 n-avea șansă. Ne-am povestit cum te puneam când murea playerul și da, te juca. Da, băiatule, mă, ce făcea. Bă, e corect și asta, dar și la FIFA. Bine, la FIFA da, poate mă băte. Oh! Deci, ne dați punctul, nu ne dați punctul, că de FIFA n-a zis. Jumătate de punct. Consultați-vă așa ca la fotbal, gen. Stai, frate, deci cât au avut corecte până acum? Deci au avut 3. A chiar să nu bate pe. Deci cu asta ar fi 4 și noi avem 5. Da, mă, dă-le. Stăm acum într-un punct. Cum vreți voi, frate? Din partea noi mergem cu voi. Nici nu n-a fost vorba de FIFA. Da. Ce serios? N-a fost vorba de. Nici nu vrei să-l superi, nu vezi cât e sau. Bine, mă, rămâne cu 3 puncte, hai. De câte ori am lovit Docker-ul? Eu știu o dată, că au flash o dată în comună, de 2 ori. Zimițule. Da, are dreptate. Ce să zică, vrăjit? Da, nu, nu, are dreptate, am vrut să zică 14 ori, dar a fost rușine. Păi și dumneavoastră mi-ai zgâriat așa un pic, așa un pic. Păi lovit, a zis, nu zgâriat și ala, păi la... Am dat bine în Kaufland și atunci i-am dat... De zgâriat îl zgârie fiecare zi. În ce? Vezi că i-am zis la mișto 5, poate e mai aproape 5. Deci de 2 ori. De 2 ori. Deci aveți 4 puncte. Au mai rămas, fraților, Paul și David. Vi spuneți-ne așa două cuvinte despre prietenia voastră, de cât timp vă știți, de cât de bun sunteți prieteni. Începe tu. Ne știm și noi de 6 luni, am văzut odată în Constituției, am mai băut odată. Încă o dată. Tot în Constituție. Am plecat cu mașinile. Bă, ne știm prin Robi, el ne-a făcut practic lipeala. Lipeala, o, da. Ok. Opa. Opa. M-a dus la el acasă. Ceamă, Paul n-a vrut să zice. Nu mă, stai, testul relației, le filmăm după clipul ăsta. A, ok, bine. Prima întrebare, câte mașini am? Câte mașini am? Băi, el e car vlogger, dar, nu știu, are Patrol, cum a dat cu el, seria 1 și un Opel. Astea 3, ai zice. A venit cu toate trei la Constituții? Sau doar care vine la Constituție? Și cum le-mi aducea ca bicicletele, știi când mergeai cu două biciclete? A venit în 2 ore, că până le-a luat pe rând Uber înapoi. Când am luat ultima dată bătaie? Uite, mă, astea sunt întrebări. Păi și el de unde să știu? Tu l-ai bătut sau? Nu. Și-a luat okay, a primit okay. Nu l-ai bătut ultima dată? În clapul meu suna mai amuzant din dat. Da, și-a luat recent o bătaie, l-a chemat cineva, nu știu, pe un deal, i-a zis că l-a ajutat la ceva la mașină, l-a bătut de la uscat. Nu cred. E recent, nu știu. Are 2 ore. Hai să zicem 2-3 luni. Păi nu vezi cum facem, mă, că mai are spasme de la bătaie. De cât timp sunt împreună cu iubita mea? De unde să știu eu? Bă, cunosc pe Andreea un an. De când și-a luat bătaia aia, băi? Răspuns final, da. Întrebarea lui Paul, când m-am apucat de YouTube și cu ce? Cu drag și cu foame. Bă, cred că o să zic 2018 și cred că cu Fortnite, că știu că joacă Fortnite, după a făcut cripto. Jonglează Paul cu ele. Da, mă, a început cu Fortnite, cu alea, după aia cripto, milionar, Lamborghini. Da, nu, că e pare așa simplu, dar nu e. Ce s-a întâmplat ultima dată când am băut amândoi? Bă. M-ai dus pe deal și m-ai bătut. Am spart-o pe cripto. E amuzant că fix în ziua aia am filmat și clipul ăla cu Patrolul cu tine. Și stai, mă, ce? După a doua zi, eu am filmat clipul ăla când a venit cu Robi la tine cu Patrolul. A doua zi m-am speriat, zic. Ce s-a întâmplat ultima dată? Păi ne-am văzut, am băut, după aia filmat cu tine, am mers cu mașina. Pe scurt, era să murim amândoi două moduri diferite. Dar în Cosmopolis. Mi-amintesc că... Mi-am amintit, da, nasă, urâtă seară. Care este cel mai prost prieten comun al nostru? Tip Robi. Mamă, săracul Robiță. Hai să vedem dacă răspunsurile voastre sunt corecte sau nu. Prima întrebare, câte mașini am? 5. Mai ai ceva ca zbâr, ești nebun? Dar nu scumpe care nu zbâr. Pe și care sunt la 5? Ce l-a zis 3? Duster, seria 1, Patrol, Corsa aia OPC și un E39. Când am luat ultima dată bătaie? Acum 2 luni.
A zis, da. A zis, da. Pedal? 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 Practic, aha, a fost... Stai așa un pic. A fost practic cheie. E, zis, e un deal acolo, cum a venit că e București. E mai sus așa. Se răbătaie rău sau se răbătaie așa? Destul de bine. De cât timp sunt împreună cu iubita mea? Un an și 9 luni. Ai zis un an. Păi se pune, cum? Da, mă, vărule, că alea 9 luni putea să iasă un copil, ești nebun. Mai bine era mai aproape dacă ce ai 2 ani. Da. Când m-am apucat de YouTube și cu ce? 2018. Cu Fortnite? Da. Și da, dar ce a zis după aia? A zis ceva cu cripto, după aia faci cu cripto, cu alea? Da, a fost ceva. Nu uitați cel mai tare curs aveți nicăieri. Dacă vrei să se îmbogățești peste noapte. Stai liniștit că ne-a zis cât Bitcoin ai, ne-a zis tot, nu mă mai da arma că nu știi că... Așa, ce s-a întâmplat ultima dată când am băut amândoi? Ultima dată, cred că te refer rău. Era să murim amândoi în moduri diferite. Băi, ești nebun. Fix la fel ai zis. Așa, și care este cel mai prost prieten comun al nostru? Cel mai prost prieten comun? Da, Robi. Bine, te-ai gândit așa la mișto, că tu știai răspunsul, adică... Vezi, mă, Robi, s-a gândit puțin și la altcineva. Deci câte puncte aveți, mă? Stai, deci unul din partea aia și de aici... 3. Care 3, mă? A, da, mă, 3, da, bravo, 3. Aveți 4. A încercat să mă facă la puncte. Drăcea și Costi au câștigat, o să mai facem o rundă fulger de Would You Rather, să vedem cine va lua locul 2 și 3, pentru că Mitsu cu Iulica și Paul și Wiz sunt la egalitate, având 4 puncte fiecare echipă. Deci prima dată ce ar prefera Wiz? Deci tu spui ce ai prefera și Paul trebuie să aibă același răspuns ca tine. Ai prefera să fii faimos că ai făcut ceva oribil sau să nu fii cunoscut că ai făcut ceva senzațional, gen o faptă bună sau ceva? Ce ar prefera Wiz? Să facă duș rece în fiecare zi sau să mănânce mâncare rece în fiecare zi? Cred că duș rece. Da, mă, da. Ai prefera să-ți controlezi visele sau să poți să le vezi când te trezești, gen la televizor? Bă, n-ar fi șmecher să te trezești dimineața, fac de la televizor să vezi ce ai visat? Bă, da, tu ce băteai mi-au dat cum așa în vis, mă jur. Să nu mai bei o băutură rece toată viața sau să nu mai mănânci mâncare fierbinte toată viața? Am înțeles greșit. Mamă, dacă nu mă ridică. Ce ar prefera Paul? Să-și spargă nasul sau să-și piardă un dinte din față? Mai sparge Paul nasul. Ce ar prefera Paul? Să mai fie niciodată bolnav sau să mai fie niciodată obosit? Păi, e simplă, gen. Deci Paul cu Wiz au 4 puncte, aia se vede Mitsu și Iulica cât de bine se cunosc între ei la Would You Rather. Ce ar prefera Mitsu? Să locuiască în Londra sau în Paris? Într-una e urâtă limba, cealaltă e urâtă rău. Ia, punct. Se cunosc bine. Ce ai pus? A? B? Da, păi ne-ai zis că nu-ți place la Londra. Da, mă, dar nici Paris. La Londra nu-mi place, dar Paris mi-e silă. Mitsu ar prefera o vacanță în Dubai sau o vacanță în Tokyo? Clar, Tokyo. E clar, mă, în Tokyo. Ai pus-o? Îi place, mănâncă ramen, mănâncă ramen. Mănâncă ramen, se uită la anime-uri, moartea lui. Mamă, ce originală e asta. Ce-ar prefera? Nu sunt despre ghetiți, înghețată cu ciocolată sau cu vanilie. A? Da, bă, mă, e bine. Ce-ar prefera Iulica? Suc de mere sau suc de portocale? Eu sper că semănăm la asta. Be, Iulica? Be. Be, mă. Bine, tată. Să strănute mereu sau să sughite mereu? Mamă, eu sper că asta, mă, frate. 3, 2, 1, A. Be, mă, mai bine. Sughiți? Mai bine decât să strănuți în continuu așa să scurgă ochii. Ce-ar prefera Iulica? Să vadă mereu alb-negru sau să vadă mereu blurat? Zi, Mitsu, ce-ar prefera? Bă, eu zic că A. Eu zic că B. Nu pot să cred. Da. Păi mai bine înceață, mă. Ce faci, mă, la semafor? Că-l dă peste cap. Bă, ciofi, ufi. Hai, baftă tuturor.